L-avem astăzi alături de noi pe Horia Brown, CEO Erste Asset Management. Discutăm astăzi despre portofoliul individual de investiții. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă acesta? Portofoliul individual de investiții este practic un portofoliu format din investiții în instrumente financiare de tipul obligațiunilor, acțiunilor, dar și a fondurilor de investiții. Particularitatea portofoliului individual este că el este adaptat cerințelor investitorului. Există un contract dedicat dintre administratorul de portofoliu și investitor, care stipulează condițiile acelor investiții în funcție de profilul specific al fiecărui investitor. Deci, practic, este adaptat particularităților unui investitor. Dacă vreți o parabolă, e diferența între un costum făcut la comandă sau un costum pret-a-porter. Portofoliul individual este evident acel costum care vine la fix investitorului. O să vă adresez acum o întrebare care probabil va fi în mintea multor cititori. De ce să investim acum, pe termen lung, când nu știm ce se va întâmpla mâine? Într-un mod paradoxal, pe termenul lung ne ajută practic să reducem riscurile de investiții. Să vă explic puțin. Cu cât ne propunem să investim pe piața financiară, evident că există o legătură destul de strânsă între riscurile investiționale pe care ni le asumăm și randamentul așteptat pentru acea investiție. Cu cât întindem acest orizont de investiție, cu cât ne gândim la un orizont mai îndepărtat, cu atât plaja de posibilități de randamente se restrânge și avem o siguranță mai mare cu privire la ce trebuie să ne așteptăm. Dacă astăzi investim pe un orizont scurt de un an de zile sau 6 luni de zile, există posibilitatea de fluctuații chiar și majore pe piață, așa cum am văzut în acest an cu pandemia care a afectat performanțele investiționale, în special în primăvara acestui an. Însă cu cât lungim orizontul, cu atât vom avea perioade bune, perioade rele, dar în medie istoria ne demonstrează că piețele financiare evoluează pe o tendință ascendentă, în special dacă vorbim de acțiuni și de instrumentele mai riscante. Și cu cât orizontul nostru este mai îndepărtat, cu atât avem șansa de a prinde acest trend mai aproape și să trecem peste acele hopuri care pot apărea pe parcurs, în așa fel încât, așa cum v-am spus, plaja de randamente se restrânge. Și dacă vă uitați la plaja de randamente a unui fond de investiții, de exemplu, o să vedeți că ea este foarte largă pentru un orizont de un an. De exemplu, la un portofoliu compus din 50% obligațiuni și 50% acțiuni, această plajă poate să fluctueze între minus 30% și plus 60%, dar când extindem orizontul la 7 ani, plaja de randamente anualizate se restrânge mult, de la un pic peste 1% până la 11%. Deci avem o siguranță mai mare cu privire la ce trebuie să ne așteptăm de la investiția noastră. Asta e un paradox, de fapt, dar pe piețele financiare el este demonstrat. Ce aduce în plus față de investiția clasică într-un fond mixt sau de obligațiuni? Portofoliul de investiții individual, așa cum spuneam mai devreme, este adaptat cerințelor clientului sau profilului de investitor și el oferă această posibilitate de a respecta mai îndeaproape dorințele investitorului. De asemenea, oferă o flexibilitate mult mai mare. Putem să adaptăm atât plaja de investiții, gradul de diversificare a portofoliului la ceea ce își dorește clientul, evident, în funcție de randamentul pe care și-l așteaptă, de asemenea și în funcție de toleranța la pierderea maximă potențială pe care o are.
Putem de asemenea adapta profilul de lichiditate a portofoliului. Sunt unii clienți care vor, de exemplu, să retragă anumite sume după un an, doi ani, trei ani și putem să construim portofoliul în așa fel încât să oferim această posibilitate de lichidare, mai ales dacă știm dinainte că va exista un astfel de plan de lichiditate, putem adapta strategia de investiții în funcție de un astfel de aspect. Evident, există și o complexitate ceva mai mare. Într-un portofoliu individual de investiții putem accesa piețe internaționale care poate nu sunt accesibile prin fondurile locale care există pe piață. De asemenea, putem să accesăm clase de active care nu sunt disponibile prin fondurile de investiții. Ca să vă dau un exemplu, un investitor poate să aibă acces printr-un portofoliu individual la investiția în aur, lucru care nu este posibil în cadrul unui fond de investiții local. De asemenea, portofoliul poate fi construit în funcție de preferința pentru o anumită valută sau pentru mai multe valute. Deci se poate construi un portofoliu mai complex și mai adaptat și mai flexibil în funcție de ceea ce își dorește clientul. Din nou, suntem mai aproape de aceste preferințe ale clientului și acest lucru e un avantaj semnificativ, aș spune eu, din perspectiva acestea. De ce ar alege cineva care are bani într-un depozit să vină către acest produs? În momentul de față, cred că trăim într-o lume în care dobânzile, în general, pentru că mai toate instrumentele cu risc scăzut sau de tipul depozitelor au scăzut la niveluri minime istorice. Și în România vedem această tendință de reducere a ratelor dobânzilor. Prin urmare, primul avantaj clar este de a oferi un randament superior acestor depozite. Evident că acest avantaj vine și cu dezavantajul asumării unor anumite fluctuații de preț, pentru că atunci când investești pe piața financiară, trebuie să te aștepți că prețurile instrumentelor vor fluctua. Evident, pe lângă acest avantaj de randament, nu aș pune neapărat portofoliul individual de investiții în aceeași comparație cu un depozit. Depozitul este un instrument de economisire pe termen scurt, în general, care îți oferă accesul imediat sau destul de rapid la niște economii de care poți avea nevoie pentru nevoile curente. Într-un portofoliu individual de investiții, în general, te gândești la o perspectivă mai lungă. Sunt acei bani pe care vrei efectiv să îi pui deoparte pentru niște obiective pe termen mai lung pe care ți le construiești. Și atunci comparația corectă este fie vis-a-vis de investiția într-un fond mutual, un fond de investiții, și am prezentat adineaori avantajele unui portofoliu individual, sau comparația ar mai putea fi făcută cu investiția directă în instrumente financiare, în obligațiuni sau acțiuni, însă portofoliul oferă față de acestea un avantaj foarte clar, acela al diversificării, prin care nu suntem expuși la ceea ce se întâmplă cu un singur emitent, nu ne luăm riscul doar al acestuia, ci ne punem ouăle în mai multe coșuri și astfel avem mai multă, să spunem, predictibilitate cu privire la evoluția performanței investiționale în viitor. În anumite perioade, unele instrumente performează bine, altele mai slab. Acest efect de diversificare ne ajută să trecem peste perioadele grele ale unui emitent, pentru că poate alți emitenți performează mai bine. Și asta am văzut și în acest an. Am văzut că acele sectoare din economie care au fost afectate de pandemie au avut o performanță mai slabă, dar au fost alte sectoare care au beneficiat sau au performat destul de bine în condițiile date și
Dacă ele, un investitor avea expunere pe aceste sectoare într-un portofoliu diversificat, a putut să treacă peste acel hop din primăvară în special și peste această perioadă dificilă pentru economie, reușind să obțină chiar randamente pozitive de la începutul acestui an. Care sunt riscurile la care se expune un posibil investitor? Riscurile sunt acelea specifice oricărei investiții în instrumente financiare. Portofoliul individual este un vehicul de investiții, o modalitate de a investi, dar până la urmă investim tot în instrumente financiare clasice, cum ar fi obligațiunile sau acțiunile, unde riscurile sunt cele de asemenea clasice, adică riscul de piață, de fluctuații ale prețului de piață al unui instrument, riscul de credit, dacă vorbim în special de obligațiuni, risc de lichiditate, de risc de fluctuații ale cursului de schimb dacă investim într-o altă valută. Deci acestea sunt riscurile principale. Evident, riscul specific dacă investești într-un singur instrument, dar într-un portofoliu, așa cum aminteam mai devreme, acest risc specific este combătut printr-o diversificare mai largă a investițiilor. Traversăm o perioadă de criză. Este indicat ca cineva să investească într-un astfel de produs și dacă da, de ce? Perioadele de criză nu reprezintă pentru un investitor care astăzi își propune sau în perioada de criză se gândește la o investiție, criza poate fi chiar o oportunitate. Am văzut în lunile martie, aprilie, mai, acei investitori care au avut curaj și au intrat în piață în acele momente dificile, când într-adevăr am văzut efectele inițiale, inclusiv cele psihologice ale pandemiei, aceia au putut să realizeze randamente foarte, foarte semnificative până în momentul de față. Deci trebuie să ne gândim întotdeauna cu o perspectivă mai lungă. Din perspectiva aceea mai lungă contează ceva mai puțin când investești, pentru că așa cum spuneam, tendința e în general crescătoare cu cât lungim orizontul de investiții. Iar dacă vorbim de investiții cu un termen mai scurt, cu un obiectiv mai scurt, care evident sunt puțin mai speculative, atunci criza în general este asociată cu o scădere de prețuri, în speță o scădere de prețuri comparativ cu fundamentele unui emitent. Și atunci, dacă analizăm atent și vedem că pentru... De exemplu, pentru niște companii valoroase, efectul acela psihologic face ca multă lume să vândă în perioadă de criză, deși acel emitent, acea companie are un business solid. Acel moment e un moment bun de a ne lua expunere pe acea companie, pentru că businessul acela solid își va arăta valoarea și vom vedea o revenire a prețului probabil la un orizont chiar mai scurt de timp. Asta este o lecție pe care am învățat-o din multiplele crize pe care le-am văzut. În general, a existat o revenire pentru acei emitenți de calitate care au demonstrat și flexibilitate în business-ul lor, adaptându-se la condițiile speciale ale recesiunii economice. Spuneți-mi, vă rog, care este investiția minimă? Pentru un portofoliu individual de investiții e eficient să construiești un astfel de portofoliu pornind de la o sumă de 300.000 de euro. Cam pe acolo ar fi, să zicem, limita minimă de la care costurile fixe încep să nu mai conteze, pentru că dacă acel portofoliu e mai redus ca și valoare, există niște costuri fixe de tranzacționare care afectează performanța portofoliului și o erodează în timp. Dacă facem comparație cu depozitele sau titlurile de stat, câștigul este garantat pe acest produs?
Nu cred că e o comparație foarte bună, comparația între un portofoliu individual de investiții și un depozit sau chiar un titlu de stat. Acolo vorbim de instrumente cu riscuri foarte scăzute. În general, riscul este legat doar de bonitatea entității care emite acel titlu de stat. Dacă vorbim de statul român, e vorba de bonitatea statului român. Dacă vorbim de un depozit, probabil de bonitatea băncii care emite acel depozit. Într-un portofoliu individual de investiții, avem de-a face cu un portofoliu diversificat în general, unde investițiile sunt în obligațiuni emise de o serie întreagă de entități, atât guvernamentale cât și neguvernamentale. De asemenea, acțiuni unde nu avem o scadență a instrumentului, deci practic avem acces doar la profitul unei companii și nu la, să zicem, returnarea sumelor investite. Prin urmare, e impropriu să vorbim de garanții când vorbim de astfel de investiții. Pentru persoanele cu venituri mici, există alternative și în ce constau? Ce ar trebui să ia în calcul? Portofoliul individual de investiții este în general dedicat persoanelor cu venituri mai ridicate și cu acumulare de avere ceva mai ridicată. Pentru investitorii cu venituri mai mici există posibilitatea de a investi. Nu e atât de diferită sau plaja de investiții sau universul investițional față de un portofoliu individual de investiții. Există fondurile mutuale, fondurile de investiții în care accesibilitatea este foarte, foarte bună pentru orice investitor cu chiar și cu sume mici. Și în funcție de fondul de investiții pe care și-l alege un investitor, poate să aibă acces atât la universul obligațiunilor, atât de stat cât și corporative. La universul acțiunilor există fonduri mutuale de acțiuni, există de asemenea fonduri diversificate, fonduri mixte. Ele sunt foarte bine adaptate, să zicem, cerințelor de investire ale unui investitor individual, chiar și cu sume mici, mai ales dacă vorbim de o investiție regulată prin care putem să trecem prin mai multe perioade de investire și având această regularitate și investiții în sumă fixă, chiar și în perioadele mai dificile, putem să beneficiem de acea oportunitate despre care vorbeam. În perioade de criză, cu o sumă fixă, cumpărăm mai multă marfă decât într-o perioadă de creștere puternică și astfel beneficiem de o eventuală revenire a pieței în perioadele următoare. Există un stres printre majoritatea oamenilor, cum că majoritatea profitului este mâncat de comisioane. Puteți să ne dați exemplu de un calcul pe un an de zile la un venit minim, să spunem? Putem să dăm niște exemple istorice cu privire la randamentele din trecut, dar ele nu sunt reprezentative pentru perioadele viitoare. Asta este diferența clară față de investițiile pe care le menționați în depozite sau în titluri de stat. Însă, comisioanele acelea nu sunt prohibitive. Ele sunt în general adaptate la potențialul de randament al portofoliului respectiv. Respectiv, dacă vorbim de investiții în instrumente cu risc scăzut, unde și potențialul de randament este mai scăzut, comisioanele sunt mult mai reduse. În schimb, pentru investițiile în instrumente cu potențial de câștig mai ridicat, în special acțiunile și unde nevoia de analiză este mult mai detaliată pentru că, tocmai pentru că riscurile sunt mai însemnate acolo, comisioanele pot să fie ceva mai ridicate, dar, de exemplu, pentru un fond de acțiuni, comisionul de administrare e undeva la 2%, pe când pentru un fond de obligațiuni, acest comision este sub 1%.
Cam acestea sunt, să zicem, nivelurile, dar din nou nu putem face un calcul neavând datele fixe de randamente. Istoric vorbind, randamentele pe termen mai lung au fost interesante pentru un fond de acțiuni în lei. Randamentul mediu anualizat după acel comision de administrare a depășit 8%, dar din nou, astea sunt datele din trecut, nu putem să le extrapolăm foarte ușor pentru viitor, mai ales că, așa cum v-am menționat, în ultimii 10 ani, de exemplu, instrumentele cu venit fix de tipul obligațiunilor au performat destul de bine, au avut randamente interesante de 3, 4, 5%, lucru care probabil nu va mai fi valabil în următorii 10 ani, pentru că trăim într-o lume a randamentelor și a dobânzilor scăzute și vrând nevrând, pentru a obține randamente superioare ratei inflației, va trebui ca investitor să ne asumăm niște riscuri suplimentare. Referitor la portofoliul acesta individual de investiții, cred că e interesant de explicat puțin cum îl gândim noi, cum e construit. El are în vedere, în general există un portofoliu central, să-i spunem așa, care are o diversificare foarte mare, adică vorbim de efectiv cel puțin 14 clase de active în care sunt făcute investițiile, deci chiar o plajă largă și în care există potențialul de a valorifica oportunitățile din diverse piețe foarte diferite. Iar acest portofoliu central, cum îi spunem noi, pe care îl numim portofoliu strategic, acestuia investitorul poate adăuga un portofoliu satelit în care, în funcție de preferințe, poate să-și ia o expunere mai specială, nu neapărat atât de diversificată. Și, de exemplu, aici intră acel portofoliu dedicat investițiilor în aur sau poate să fie un portofoliu dedicat megatrendurilor din tehnologie, care e un portofoliu interesant și care a avut creșteri foarte frumoase în ultimele luni, dar care evident are asociat un risc investițional ceva mai mare, sau poate fi un portofoliu special dedicat pieței de capital din România, dacă investitorul are interes pentru piața locală. Deci așa e construit la noi acest portofoliu. Avem o bază solidă, bine diversificată și cu niște randamente mult mai stabile și avem, să zicem, și condimentele acestea suplimentare pentru preferințele investitorilor, unde sunt portofolii mai speciale și care se adaptează mai bine unor preferințe subiective ale investitorilor.